Salutare, oameni buni, eu sunt gazda voastră aici un joc, astăzi alături doar de Lion Stars, din păcate, și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de... Minecraft modat! Am vă fost, vezi. Ok, și mă salut Lion Stars care urlă pe fundal, perfect. Înainte să era începem, aici, vă rugăm să nu ezitați să apăsați și voi pe butonul de like, dacă doriți, bineînțeles, să susțineți această serie în continuare. Și acum hai să vă explicăm cam ce s-a întâmplat în off-camera. Teoretic, noi acum nu mai suntem cu Măran. Noi inițial am crezut că nu mai avem minere. Pentru că, da, și a trebuit să mai facem niște minere. Am făcut vreo 7 stone mineruri ca să avem acolo să ne iasă pe ochi. Și când am venit aici ca să ne ducem încolo ca să punem minerul, am avut surpriza ca minerul să fie aici. Deci da, am chinuit să facem minerile astea degeaba. Partea bună este că stone upgrade-urile nu le-am făcut degeaba. Asta este partea bună a lucrurilor. În continuare, ce vom face? Vom muta acest miner de aici. Cât zburoase la mine. Spargem și Andromau ăsta aici frumos. Vom muta minerul acesta de aici și vom merge un pic mai departe, pentru că zona aceea în care am fost noi era deja minată, deci zona aceea a fost deja compromisă sau a fost deja folosită, nu știu cum să spun, cum să mă exprim mai corect. Văd aici că avem și niște vaci, o să revenim după vacile astea puțin mai târziu. Deocamdată ce ne trebuie nouă, ce este super critic, oh my god, Forest Guard. Ok, fugi. Iară? Da. Au, fac, nu-mi spune. Vine după mine, nu, lasă-mă în pace. What the fuck? În biomul ăsta mi se lagă tot jocul. Încearcă să nu te mai uiți la el. Deci, îi aici un bug, oameni buni, și o să vă rugăm foarte mult să ne suportați asta. Ai. Încă-ți mai laghează? Da, mi se mișcă în frame-uri. O să trească să ne suportați chestia asta, pentru că altfel nu avem cum să ne desfășurăm aici activitatea. Acum, în mod normal, ar trebui să ți se treacă chestia aia, pentru că crash. Da. Minecraft-ul modat, what the fuck. Minecraft-ul modat aduce foarte multe dezavantaje. Unul dintre acelea fiind bugurile care pot apărea. Mai poți reconecta la server? Încerc. Am intrat. Tot ai lag? Mă urmărește un urât. Urâtul ăla care m-a urmărit și pe mine și m-a omorât. S-a apărut de nicăieri. Ca în Counter-Strike. Îți vezi de treaba ta și dintr-o dată îți dăbâș. AVP în gură. De asta am eu ciudă pe AVP-uri. Dar haide să nu vorbim despre Counter-Strike. Haide să vorbim despre ceea ce... vom face noi aici, am atins-o îți luai eu din iteme. Bun. Urâtul ăla încă mai e acolo sau? Da, dar se blocă. Presupun că acum nu-ți mai laghează acolo, nu? Nu, fiindcă... Da, nu știu, sunt probabil niște chancuri corupte sau nu pot da seama. Nu, nu, da, să fiu sincer, eu eram înăuntru lui și acum am dat de crește și mă spawnă aici. Nu, pentru că ți-am dat eu teleport. Ți-am dat teleport. Tocmai mulțumesc, m-ai salvat. Să ne suporte, să dăm și noi teleportul ăsta, pentru că e cam esențial. Dacă nu dă teleportul, spre exemplu, mie dacă mi se bloca, se ducea naiba episodul, din păcate. La mine se blocă, da, na. Oh. What? Oh. Aici tu ai frame-uri urâte. Da. Aici merge mie bine. Deci aici se încarcă în ultimul hal. Îți dau un TP în altă parte? Stai un pic, încerc să scap, să mă uit în altă parte, bun, gata, am scăpat. Căpași. Nu știu, deci, sincer să fiu, oameni buni, chiar nu pot să-mi dau seama de ce se întâmplă chestia asta. Nu vreau să mă duc mai departe, pentru că nu vreau să-mi dea naiba crash aici, așa. Bă, nu vrei temele înapoi? Ba da, să le vreau. Doar vine un coace. Mi-e frică de biomul ăsta. E un biom cam capricios. Hai să punem mina noastră, nu știu, hai să o punem aici. E ca și coruptă din Terraria, biomul ăsta. Exact, biomul corupt din Terraria. Prostia aia știu că se punea deasupra. Da. Să punem și un chest aici. Care pun? Să-și servească el cablestone-ul. Cel de iron.
pune aer, nu, dar nu pune upgrade-urile sau astea, pune termacopul și ce mai avea el. Ok, ok, termacopul și lopata. El nu avea, avea coal, pune coal. Coal. Și mai lipsește cobblestone. Bineînțeles, ca să poată să facă pornirea. Și, și upgrade-urile? Poftim ia de tu, upgrade-urile. Tu ești mai priceput cu astea, poftim ia tot șandramaua. Da. Din nou există un mic buguleț la ăsta. Anume, noi trebuie să punem aceste upgrade-uri pe rând, pentru că dacă le punem toate o să ne încarce numai unul singur. Ceea ce e rău și nu vrem așa ceva. Adevărat. Și încă ceva, ne-am dat seama cum, cum vine chestia asta. Vedeți voi, upgrade-urile astea funcționează în felul următor. În primul și în primul rând, când punem un dăsta, el sapă așa în jos până la capăt. Apoi, dacă punem un upgrade, ni se upgradează bloculețul ăsta și tot așa și începe să formeze un pătrat. Deci el la început nu este un pătrat cum îmi imaginam eu. Asta ca să înțelegeți și voi așa puțin cum funcționează acest plugin. Cu ocazia aceasta să mai menționăm așa câte ceva. Mai avem nevoie de cable. Da, mai avem. Și avem destul. Am acasă cobblestone. Băgai un C64. Știi ce? Du-te până acasă și adu tu, te rog, cobblestone-ul. Adu-te repede. Da, stai să-și găsesc unde e casa. Stai așa, uite-te la mine. Vino cu ace. Stai, că era să cadă în groapă acolo, bă. Vino cu ace. Da. Bă, bă. Da. Te duci în direcția aia mult. Păi da, de mă uitam și pe hartă. Mai exact vreo 130 de metri. Perfect. Cam atâta trebuie, nu, să te duci. Mai multe detalii n-am nevoie. Dar nu înțeleg, prima dată când intrai în biomul ăsta a fost așa corupt că îmi dădu crash. Acum e perfect. No problem. Care da, sunt niște, sunt niște bucuri care nu, nu le pot înțelege eu, sincer să fiu. Bucurile astea psihilitice. Mă depășesc. Nu, dar spun sincer, dacă nu mă teleportai acolo, eu acolo rămâneam. Mamă, cât mai are ăsta de minat, mai are 634 de blocuri de minat. Destule. Noi avem nevoie destul de mare de minerele acestea, pentru că următoarele episoade or să depindă foarte mult de ceea ce facem noi acum. Poate un pic cam boring, un pic cam foarte boring ceea ce facem, însă credeți-ne că lucrurile acestea sunt foarte, foarte esențiale. Adică, de ce să stăm noi să minăm până la urmă și la urmă? De ce să stăm în peșteri o veșnicie și probabil să se spawneze un fraier de la de copac și să ne dea o bucată și să ne omoare acolo, când putem pur și simplu să folosim mina asta mirobolantă și să ne facem treaba cu ea? Vine acum cu un stack jumătate, cam așa. Haide că am nevoie pentru cea de-a doua. Imediat. Mașineria noastră. Vezi că mai mult de un stack jumătate avem. Stăm prost cu cablul. Foarte prost. Bă, măcar cobblestone-ul îl mai găsești, dar iron-ul și astea nu prea. Într-adevăr. Deci am un topor, un târnăcop de iron, care e un pic de măgiuit. Și când încerc să-l pun aici, în prostia asta, îmi zice că levelul e prea mare. Uite. Pune-l, te rog, de celălalt. Așa. Un chest. Nu știu dacă ia din chest. Ar putea să fie un pic cam năclăit și să nu ia el din chest. Hai că o să vedem noi. Sau am putea testa chiar acum. Nope, nu ia din chest. Probabil dacă îl lași în inventarul ăla. Probabil. Dacă probabil. Nu... Dacă nu, ales bules. Exactus. Bun. Târnăcopus. Ne trebuie târnăcopus. Am eu. Usăi. Bun. Spre minunea usăi. Așa. Cobblestone-us. N-avem decât în ăsta. Avem. Luăm aici un stack ca să sacrificăm, să pornească șandrama asta. Și dă-i tati. Bun, 5. Acum noi o să lăsăm acareturile astea două aici și ne vom ocupa de ceva mai interesant.
ceva ce ținem să construim noi cam de la începutul episoadelor. Mai exact, o cameră de depozitare. Mai întâi și mai întâi trebuie să construim camera în care să putem să punem chesturile speciale, chesturile noastre speciale. Nu sunt niște chesturi ordinare, o să vedeți despre ce este vorba. Dar mai întâi trebuie să facem totuși camera, propriu zis. Deci, haide să-i dăm drumul. Să găsim și un spațiu liber și destul de confortabil să punem camera aia. Exact. Mergem frumos aici. Da, stai. Nu știu, deci cu FOV 85, parcă mă mișc super rapid. Cu FOV 30, parcă mă mișc super, dar super încet. Și pot să jur că asta fac. Eu joc cu FOV 90. Păi, eu încă sunt pe FOV 90. Da, încă sunt. Deci nu știu, deci FOV-ul ăsta parcă... Bă, să-ți... Bă! De ce, de ce tu nu spui să-și că avem cablestone aici? E, lasă, când ne mai ducem, uite, mergem și ducem și coulul ăla. A, așa-i. Deci aici avem camera cu... Farnesurile. Modulare. Eu zic că am putea să punem camera aia vis-a-vis de camera cu... Mă cam așteptam. Numai că târnă copul la mine e rip. N-am. Fă-ți unul. Sigur, ai ceva piatră sau măcar ceva pe acolo din care să da, spui. Piatră, bine spus, doar piatră. Și cu ocazia asta mai fac rost și de niște piatră. Probabil vă întrebați de ce nu am pus și upgrade-urile acestea. Upgrade-uri, pardon, minerele acestea. Motivul pentru care nu am pus minerele acestea sunt pentru că nu avem upgrade-uri. Eu când pun un miner din acela, intenționez să pun și upgrade-uri, pentru că dacă nu sunt upgrade-uri, atunci minerul e cam degeaba, pentru că el minează numai un rând în jos, rândul ăla care îl pot săpa și eu, Allahu Akbar. Exact. Deci avem nevoie de eficiență aici, noi vorbim de eficiență. Nu vrem să stăm să așteptăm și să așteptăm ceea ce putem face foarte ușor. Exact. Avem aici mai mult coal. Căulul pentru noi a devenit o resursă parțial primară din cauza faptului că o folosim la cam toate mașinările pe care le avem noi. Până trecem noi pe energie, mai avem... Până trecem pe energie, deocamdată rămânem pe cărbune. Da. Bă, dar mă duc să fac o lopată, băga mea și piciorul. Ai rămas și fără de-aia, mă? Că tu ai. Păi am una. Tu ai de toate. Da. Torți ai. Aici ești nebun. Nu. Aba da, am și de astea. Pune și tu pe aceea. Hai, eu sunt un om iscusit aici, sunt pregătit cu tot, mă. Ce știi tu? Știu multe. Și eu știu că vrei să-ți iei zboruri speciale. Aia știu că vrei și tu să te iei. Bă, noi mai avem cumva auc? Știu că aveai... Am un stack de auc. Bun, perfect. Stackul acela vom construi asta. Designul nu va fi foarte diferit de ceea ce avem aici. Doar că noi, în loc de cobblestone-ul acesta, care îl vedeți voi aici mai peste tot, noi vom pune niște lemn ca să fie mai așa în concordanță, ca să spunem. Bă, să-mi bat piciorul, da, mă tâmpi așa de rău că încercam să sparg căulul cu toporul de diamond. What the fuck? Dă-mi și mie, te rog, lemnul. Căul. Uite. Uai cât căul. Foarte tare. Și am strâns aproape jumate de stack. Și încă e. Destul aici. O să avem destul de mult de lucru la camera asta. O să avem, dar bine, acum nu stăm noi să facem toată această cameră de la zero. Da. Vom continua, bineînțeles, și în off-camera. Nu stăm noi să facem chiar orice. Ja. În principiu, azi că am văzut cam ce intenționăm noi să facem, ce am făcut și ce urmează să facem. After, before. Oameni buni. Cam asta a fost și cu acest episod.
Ne cerem scuze dacă nu a fost chiar așa de lung, dar încercăm să mai compactăm și noi puțin. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, și doriți să susțineți această serie în continuare, să nu ezitați, bineînțeles, să apăsați și butonul de like. Eu am fost, bineînțeles, gazda voastră aici în jur, iar el a fost workerul nostru iscusit Lion Stars. Nenea care muncește pe aceea. Nenea care muncește. Și, da, ne vedem episoadele următoare. Bye, bye! Ciao!